Bun găsit, stimați telespectatori, dragi iubitori de cântec popular! Suntem la Corbi, la Casa Mamei Uța, un loc minunat în apropierea Mănăstirii Corbii de Piatră, o mănăstire pe care mulți ați vizitat-o și foarte mulți ați auzit de acest loc binecuvântat de Bunul Dumnezeu. Vă spuneam, acasă la Mama Uța, un loc ce ne face să revenim de fiecare dată cu multă plăcere, pentru frumusețea care se află aici, dar și pentru ospitalitatea cu care gazdele ne primesc de fiecare dată. Tema emisiunii noastre de astăzi este cântecul popular, parte integrantă a Argeșului de poveste. M-am gândit că una dintre reprezentantele de frunte ale cântecului popular argeșean ar fi foarte bine să vină să vorbească despre acest lucru și este vorba despre doamna Daniela Cernea, pe care o cunoașteți cu toții, interpret de muzică populară, profesionist de peste 3 decenii la Orchestra Doina Argeșului din Pitești. Bun găsit, doamna Daniela Cernea! Mă bucur că ați răspuns prezent invitației mele și încă de la început vreau să vă spun că mă simt onorată pentru prezența dumneavoastră, atât pentru costumele pe care dumneavoastră le prezentați cu atâta maestrie de fiecare dată în fața publicului, dar și pentru repertoriul dumneavoastră, un repertoriu imprimat cu Orchestra Doina Argeșului, dar și melodii imprimate în radio și cu siguranță pe viitor, nu se știe niciodată, poate veți imprima și cu o altă orchestră din țară. Aș vrea să încep prin a-i saluta pe dragii noștri telespectatori și vreau să-ți mulțumesc pentru, n-aș vrea să spun pentru invitație, aș vrea să spun pentru această zi minunată și pentru acest loc care te lasă fără cuvinte. Acest loc m-a invitat într-un loc unde chiar m-am încărcat de energie pozitivă. Simt parcă mirosul locului meu de acasă, acolo unde m-am născut, pentru că și eu m-am născut tot la sat, tot la țară, și parcă retrăiesc copilăria mea văzând aceste locuri minunate, această căsuță care mi-amintește de bunici și de toate trăirile copilăriei mele. Totuși îți mulțumesc pentru această întâlnire cu tine și cu telespectatorii. Doamna Daniela Cernea, sunteți de acord cu tema emisiunii, cântecul argeșan, parte integrantă a poveștii Argeșului? Da, și de ce? Da, sunt de acord și dacă mă gândesc puțin, sunt mândră că eu sunt interpretă munteancă, interpretă argeșancă, deci fac parte din Argeșul de poveste, așa cum ai numit și tu această temă frumoasă. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, ca și alte zone, Argeșul este o zonă încărcată de tradiție și aici nu mă refer numai la cântec, mă refer și la obiceiuri, să nu mai vorbim de costume. Așa cum spuneai la început, eu am o dragoste nemărginită pentru... Prima dragoste a fost cântecul, bineînțeles, dar ulterior am căpătat această pasiune pentru costumul popular și cred că niciunde în țara asta, bine, fiecare interpret se mândrește cu zona lui și cu costumul din zona respectivă, dar mie mi se pare că niciunde în țara mea nu există un costum mai frumos decât costumul de Argeș. Eu acum am îmbrăcat astăzi pentru această emisiune, am profitat de verdele de afară, de lumina naturală, de prospețimea verii și am zis ar fi păcat să nu îmbrac un costum floral, să arătăm cât de frumos lucrau țărâncile din Argeș în trecut. Cu toții știm că doar la lumina lămpii nu exista curent electric și uitați-vă ce măiestrie, ce mâini măiestre aveau, ce putea să iasă din mâinile dumnealor. Dar Argeșul este mult mai bogat. Iată că am început cu costumele, dar Argeșul
Are mai multe subzone, așa din cât m-am informat și eu de-a lungul carierei mele și din câte am mai învățat. Și acolo, în zona de nord, la Mușcel, ne mândrim cu acele costume cu romburi. Deci sunt de o frumusețe rară, acelea cu fir, cu sute în fir de aur sau fir de argint. Iile acelea cu figuri geometrice, minunății. Să nu mai vorbim de marame. Uitați-vă. Uitați-vă câtă frumusețe, cum să nu te încarci cu energie, cum să nu mă mândresc eu cu Argeșul meu de poveste. Păi astea sunt minunile de poveste ale Argeșului, astea. Și apoi cântecele, cântecele noastre din Argeș. Vreau să vă întreb, vreți, nu vreți, faceți parte, prin cântecele dumneavoastră, din această poveste. În ce sens vă responsabilizează? Da. Am simțit responsabilitatea încă de la începutul începutului, adică de când am mers în festivaluri, pentru că îmi doream să ajung ceva mai mult decât să rămân la stadiu de interpret amator, și m-am responsabilizat din prima zi când am devenit interpret profesionist la Orchestra Doina Argeșului. De ce mă responsabilizează? Pentru că orice interpret profesionist are o datorie, dacă vreți, și morală, da, pentru cei care îi are în față, pentru public, apoi pentru cei care vor să învețe și să preia de la noi, pentru că noi suntem modelele lor în viață, și prin cântec, dar și prin felul cum ne exprimăm, și, dacă vrei, și prin felul cum pășim pe scenă. Eu mi-aduc aminte că în copilăria mea urmăream câte un artist care îmi era mie foarte drag, în totalitate, de la felul cum mergea până la felul cum se exprima, până la felul cum dăruia oamenilor, și sigur că mă responsabilizează prin aceste, cum să le spunem, elemente ale prezentării dumneavoastră ca și artist, și interpret. Exact. Prin aceste elemente ne responsabilizează, sigur că da. Doamna Daniela, aș vrea să ne gândim puțin acum la trecut și știm că Argeșul a dat multe voci, multe nume în cartea istoriei folclorului românesc, în istoria folclorului românesc, și ar fi bine să amintim pe Constantin Sorescu, îi se spunea și Tică Sorescu, Elisabeta Ticuță, Elisabeta Turcu, Tita Bărbulescu, iată Daniela Cernea, Georgeta Angel, nume sonore care au făcut carieră artistică cu cântecul popular și din asta practic au și trăit. Da. Privind spre viitor, dumneavoastră aveți experiența, aveți un cuvânt de spus în acest sens. Considerați că dintre tinerii Argeșului se vor ridica voci care să-și facă o carieră artistică din și prin cântec? Sigur că da, și este neapărat nevoie ca tradiția să nu rămână în loc, și mai ales că avem tineri foarte talentați. Poate eu nu le cunosc numele la toți, pentru că tot vin, suntem destul de preocupați și noi cu evenimentele noastre de la orchestră, dar sunt foarte mulți tineri care au reușit deja, prin preocuparea lor de a veni în fața publicului cu costume autentice, pentru că este foarte important, dacă vrei să lași ceva în urma ta, să fii aici, din zona ta, și cu cântecul și cu costumul. Degeaba cânti frumos, ai glas dăruit de la Dumnezeu, dacă vii cu un costum oltenești, pentru că fiecare dintre noi avem acasă și alte costume, dar trebuie să păstrăm exact zona așa cum am găsit-o și noi de la strămoșii noștri. Și sunt tineri foarte preocupați de acest lucru. Aș enumera pe Diana Călinescu. Încep cu cei de la mine de la ansamblu, George Nedelea, Bogdan Oncioiu, adică sunt tineri care au reușit deja, Zina Ghițulescu, dar sunt și alții care vin din urmă. Uite, chiar aici în locul în care ne aflăm, există o copilă. Să știți că nu am vorbit nimic înainte, dragi telespectatori, numai că chiar mi-aduc aminte că există o copilă, Ilona,
Ilona, da, da, este o copilă care, o știu de când era mică, cu siguranță ea va deveni un nume pentru că a păstrat costumul, a păstrat zona din care vine, că Argeșul, n-am apucat să spun înainte, are multe influențe. Vedeți aici, vorbim și de cei care au venit în vremurile războaielor de peste munți, păstorii, și s-au aciuat aici, cum spune românul, și au rămas aici. Și, iată, este o subzonă mică aici, la Corbi, unde costumul este altfel decât cu fotă. Știu că sunt șoarțele acelea negre, cu vestuțe, cu mărgea, cu mărgeluțe și cu pălărie. Da, ei le zic aici costum ungurenesc. Da, uite, m-ai completat frumos. Da, așa spun, costumul păstoresc, costumul ungurenesc. Da, 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 da. Și ca să revenim la discuția noastră, poți să mă ajuți și tu, sunt foarte mulți tineri în județul nostru care vor să facă ceva, să devină interpreți renumiți, și cu siguranță așa va trebui să fie, pentru că folclorul nostru din Argeș este un folclor pur, un folclor curat, cu tot felul de teme. Cu tot felul de teme. Dacă dau un exemplu, în Moldova predomină mai mult jocul, că știm, jocul, strigăturile, în Argeșul nostru de poveste, așa cum l-ai intitulat în această emisiune și frumos l-ai intitulat, există cântecul doinit, există cântecul de dragoste, există cântecul de dor, există cântecul de jale, există cântecul de cătănie. Adică cântecul de joc, aici și este cântecul de joc, ungurica la noi în Argeș. Ungurica, da, exact. Care nu se cântă și nu se joacă nici altundeva decât în Argeș. Deci avem ce împărtăși ascultătorilor din toată țara. Avem cu ce ieși în față din Argeșul nostru frumos. Așa este, doamna Daniela, pentru că vorbeam de tineri. Cel mai important sfat pe care l-ați dat dumneavoastră unui tânăr la început de drum, ținând cont de experiența dumneavoastră. În primul rând că atunci când am dat un sfat, dacă mi s-a cerut, chiar l-am dat din toată inima și cu tot dragul. Cine a vrut să-l respecte, probabil s-a și prins ceva de el. Cine nu, nu. În primul rând, așa cum am învățat și eu de la profesorii mei, de la mentorul meu, de la cei de dinaintea mea, mi-a fost foarte clar și mi-a rămas imprimat în minte că trebuie să păstrezi zona și costumul. Pentru că cu glasul vii, sigur că nu poți să cânți așa chiar haotic, că îți vine să cânți sau că ți-e drag să cânți. Nu, cu glasul te naști. Este un talent, un dar pe care îl primești de la Dumnezeu. Că îl mai șlefuiești pe parcurs, că muncești la el, să-l aduci acolo, cum să zic, să-l aduci într-un plăcut, mod în care să placă publicului. Da, sigur, este altceva, dar te naști cu el și pentru, cum să-ți explic, sfaturile pe care le dau eu copiilor care mi le cer este acela că trebuie să nu te oprești niciodată, te-ai născut cu talentul, dar trebuie să cânți. Ca și în viața de zi cu zi, progresezi muncind. Da, perseverând, așa da. Este. Altfel nu ai șanse. Nu. Nu are nu. Nimeni și nu are șansă să-și facă o carieră. Și mai este o caracteristică de bază atunci când pornești pe acest drum, să fii modest, să ai din toate câte ceva, că degeaba ai talent dacă așa pe românește ții nasul pe sus sau nu. Dacă Dumnezeu te-a ales pe tine și ți-a pus în palmă și în glas și în suflet acest talent, să-i mulțumești lui Dumnezeu și să faci tot posibilul să îl mulțumești pe el în primul rând și apoi pe cei din fața ta. Și pentru a-l mulțumi pe Dumnezeu, trebuie să fim modești, trebuie să fim buni, trebuie să fim curați, să împărtășim ceea ce am primit de la Dumnezeu și cu cei din jurul nostru. Da, ați punctat foarte bine.
Modestia este unul dintre elementele de succes ale unui interpret, muncă, perseverență și aș mai adăuga eu respectul față de cei de dinaintea ta. Ei au muncit să ajungă acolo unde sunt și trebuie respectați până la final. Din păcate, în zilele noastre, unii tineri înțeleg altfel cuvântul ăsta, respect. Dar cei care au primit într-adevăr o educație frumoasă în familie știu să respecte și să păstreze ceea ce este curat și frumos în țara noastră și în țara noastră, da. Susțineți concursurile de muzică populară? Sigur că da. Cum să nu? Pentru că, în primul rând, că am fost și eu concurent și ele m-au ajutat foarte mult datorită acelor premii pe care le-am câștigat, unele foarte mari, altele pornind de la mențiuni, m-au ajutat să mă identific în primul rând eu cu mine și cu cântecul tradițional, cu cântecul popular. Apoi m-a ajutat să-mi doresc să vreau mai mult, apoi m-a ajutat să mă obișnuiesc și să mă acomodez cu specialiștii, cu publicul, să scap de emoții, deci am avut numai beneficii și sunt de acord cu aceste festivaluri, doar că, așa cum spuneam anterior, cei care doresc să meargă în festivaluri, să țină cont că acolo este acuratețea, este tradiția, este pur ceea ce este românesc, pur românesc. Și acolo învață să se prezinte în fața publicului. Clar. Practic, sunt primele ore. Sunt primii pași. Primii pași pentru către un interpret. Da, către lumea cântecului. Ce părere aveți, doamna Daniela, de modificările pe care le-a suferit cântecul popular în ultimii ani? O întrebare puțin mai grea. Da, puțin mai grea, dar imediat îți răspund așa cum cred eu de cuvință și mi-aduc aminte o vorbă bătrânească, ce val ca valul trece. Orice curent rău care vine nu numai peste cântecul popular, până la urmă trebuie să aibă și un sfârșit, nu? Trebuie să ținem piept acestor valuri sau acestor curenți răi care trec și peste cântecul popular și cine vrea să păstreze acuratețea, să păstreze autenticul, reușește. Să știți că nu e ceva foarte greu. Nu. Toate trec și până la urmă zic eu că frumosul, cântecul popular nu va pieri niciodată. Nu va pieri. Întotdeauna se nasc tineri, iară mă gândesc la Dumnezeu. Dumnezeu are grijă de tot ce ne-a lăsat El, de toate minunile acestea care ni le-a lăsat El pe pământ. Și cântecul, după părerea mea, este o minune pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Și trebuie să aibă grijă de ea, să le găsească și cei care vor veni peste încă 2000 de ani, că iată noi suntem acum la 2000 de ani care au trecut, cântecul este lăsat de Dumnezeu și prin câte n-o fi trecut El în ăștia 2000 de ani, dar uite-l ce frumos este azi, aici, acum, cu toate elementele lui. Da. Vorbiți-ne despre proiectele dumneavoastră de viitor. Între ale cântecului, ca să spun așa. Da, nu vreau să zică lumea că mă laud, dar chiar parcă odată cu trecerea timpului, parcă mie nu mai mi-ajunge timpul, nu mai mi-ajunge să mă ocup în atât de câte aș mai avea de spus în cântecul popular, dar sigur că trebuie să-mi fac timp, pentru că am acasă cântecele frumoase, cântecele chiar și de acum 20 de ani, 30 de ani pe care le-am învățat de la mentorul meu, vreau să reamintesc pe cei care m-au ajutat și pe mine și care au pus acolo pietricica de temelie. Primul a fost învățătorul de la Școala Generală care m-a descoperit, sigur că da, domnul Ion Georgescu se numea. Din Comuna Ciomăgești. Din Comuna Ciomăgești, da, unde v-ați născut. Am văzut lumina zilei, da. Așa, apoi a fost profesoara de canto, doamna Cornelia Voica, căreia îi mulțumesc și o stimez pentru ceea ce am învățat de la dânsa și am învățat destul și
Dumnezeu îmi spunea, când eram la școala populară, ești una dintre cele mai conștiincioase eleve ale mele, dar nu vreau să rămâi la stadiu de cântat, vreau să studiez, pentru că ești, tu ai și o voce caldă și ești un om cald și vreau să împărtășești mai târziu din ceea ce îți dau eu ție acum, vreau să împărtășești cu elevii tăi poate mai târziu sau cu cei care îți vor cere ajutorul. Și i-am respectat dorința și puțin mai târziu am făcut tot ceea ce m-a îndrumat și m-a învățat doamna profesoară Cornelia Voica. Și să revin la mentorul meu, este vorba despre domnul profesor Dorel Manea. Din păcate, este în neființă de mulți ani. Dumnealui mi-a înnobilat începuturile mele cu un material foarte bun, cu material de zonă foarte bun. Parte din el am reușit să-l imprim în radio, așa cum spuneai și tu, și pe disc Electrecord, o casetă Electrecord, cum era pe atunci. Și mai am încă mult material autentic acasă, lucrat împreună cu dumnealui, pe care n-am reușit până la acest moment să-l aștern pe, eu știu, pe un CD-ul, cum se poartă acum, sau... Dar sper să-mi fac timp și chiar îmi doresc în viitorul apropiat să imprim măcar câteva cântecele, pentru că tu, chiar tu, m-ai invitat de foarte multe ori în fața publicului și eu mă mir cum mă mai respectă și cum mă mai iubește publicul atât de mult, că simt căldura publicului de fiecare dată și tuturor le dăruiesc și le mulțumesc, pentru că îmi dau viață și putere atunci când îi văd că ne îndrăgesc cântecele. Așa. Și le-am promis, adică mi-am promis mie că trebuie neapărat să mai vin cu câteva cântece noi. Sper eu în viitorul foarte apropiat că trebuie, chiar trebuie. Concluzionând, iubiți Argeșul și argeșenii pentru că? Dacă nu l-aș fi iubit, întotdeauna eu încep altfel, ai văzut? Da. Dacă nu l-aș fi iubit, n-aș fi rămas fidelă acestei orchestre, așa cum ai spus, de peste 3 decenii, pentru că am avut oferte și în alte locuri, dar am spus, nu, am o zonă frumoasă, de ce să plec, să fie distanța prea mare între acel loc și locul unde m-am născut? Nu, avem instrumentiști foarte renumiți la Doina Argeșului, foarte apreciați, avem o orchestră renumită, avem un oraș frumos numit Orașul Alelelor, avem munți, avem ape, râuri frumoase, avem toate elementele care trebuiesc și care ne ajută să fim frumoși la suflet și în autentic. De aceea am rămas și ce mai m-ai întrebat, de ce? Iubiți argeșenii. Îi iubesc pentru că și ei mă iubesc pe mine. Și îi voi iubi atâta timp cât voi avea ochi și voi respira pe acest pământ. Doamna Daniela, cântecul este pe mâini bune în concepția dumneavoastră. Da. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus astăzi din experiența dumneavoastră și vă doresc mult succes în tot ceea ce doriți să realizați pe drumul cântecului popular. Și eu îți mulțumesc pentru aceste momente care vor rămâne și sunt foarte importante în cariera unui interpret care a muncit. Asta e tot ce rămâne după noi la un moment dat și îți mulțumesc că m-ai ales astăzi. Le mulțumesc celor care îmi îndrăgesc cântecele, îi asigur la rândul meu de toată dragostea mea, de tot respectul și îi aștept necondiționat să vizioneze toate emisiunile tale, toate emisiunile frumoase ale cântecului popular și să fiți sănătoși, dragii mei, și la pungă groșă, așa cum vă spun eu, de fiecare dată când ne întâlnim. Doamne ajută! Doamne ajută! Stimați spectatori, vă invit să urmărim în continuare programul de cântece oferit de invitata noastră, Daniela Cernea, și colegii dumneai de cântec, interpreții consacrați, dar și la început de drum din Argeș. Cu siguranță, cântecele lor vă vor bucura casele și sufletele dumneavoastră. Vizionare plăcută!